Sunt Oleg Brega, moderator al emisiunii Verde în față, inițiată de Partidul Verde din România, dar care e deschisă, emisiunea și partidul, pentru participanți din afară, din societatea civilă, chiar și din alte partide, nu-i așa, concurente, dar am putea să fim și parteneri. Astăzi am onoarea și bucuria să anunț prezența în emisiunea noastră a domnului Octavian Berceanu, consilier municipal din București, care e și un expert media. Ne va ajuta să aflăm cât de poluată e capitala Bucureștii, mai ales, sau toată România. Dacă vorbim despre aer, despre sol, despre apele din care ne alimentăm, din care consumăm. Chiar zilele astea am fost de-a lungul Dâmboviței, mai sus de lacul Mori, și am văzut de unde vine apa în robinet și m-am îngrozit. Câtă poluare pe malul acelui râu, câtă poluare e în apele acelui râu. Nu știu câtă filtrare poți să faci la acea apă ca să fii sigur că e bună de consumat în robinet. Octavian, bună seara. Te rog bună seara să pornești microfonul. Bună, Octavian. Da. Bună. Da, amintesc că mă ajută la moderare și Gabriel Ursescu, care e reprezentantul nostru în Scandinavia. Bună, Gabi! Și servus, servus! Seara bună celor care ne privesc! Bine ai venit pe forma noastră politico-civică. Nu e prima dată, Octavian a mai participat, am vorbit atunci despre despăduriri, se pricepe și la asta, acum vorbim, azi ne-am propus să vorbim și acum și intră și alt expert, să vorbim despre poluare. Acum, ca să pornim cu partea de apă potabilă, apa noastră potabilă nu vine chiar din Dâmbovița de aici, ea este o apă tratată și majoritar din rândul râul Argeș. El e furnizorul nostru de apă potabilă. Și trece această apă prin niște stații speciale care ne furnizează apa potabilă prin intermediul Apanova. Am ajuns la Apanova. Astăzi a fost votat în Consiliul General proiectul care prelungește până în 2035 contractul cu Apanova. Normal, contractul ăsta expira în 2025 și din 2025 putea fi prelungit încă 12 ani. Dar iată că doamna primar Firea s-a grăbit peste măsură și a zis cu două luni înainte de mandat să facă o ghidușie politică, o inginerie și să dea ea decizia și anexa contractului de prelungire. Ceea ce ne-a uimit foarte mult este că nu avem niciun audit al acestei companii care să ne fie prezentat, audit care să măsoare performanța pe care o are compania, ce fel de apă ne dă la robinet, ce fel de apă ajunge să se deverseze în Dâmbovița și știm de la stația de epurare dintr-un reportaj acum două săptămâni ce apă se deversează acolo, nefiind tratată chimic, ci doar mecanic. Asta înseamnă că ai pus apa din menajeră, de la toalete sau din alte zone, din canalizare, ai mișcat-o un pic și ai aruncat-o în Dâmbovița și asta înseamnă infringement pentru România, din păcate. Dar se pare că mai avem infringement tot pentru poluare, pentru aerul poluat în capitală, nu? Da, da. Și pentru poluare avem infringement. Și poluăm foarte, foarte mult apa de suprafață. Dar revenind la ce spuneai tu mai devreme, Oleg, ce se întâmplă foarte rău cu Dâmbovița este că și în amonte de lacul Mori și pe marginea lacului Mori, pe zona de dig, mai ales partea de Chiajna, sunt deversate zilnic zeci sau chiar sute de cisterne cu ape uzate, ape din gospodării, ape din Chiajna. Îl salutăm și pe colegul nostru activist Alexandru Rădulescu, dar îl rugăm să nu îl bruieze pe domnul consilier municipal, să închidă microfonul și să vorbească când îi vine rândul. Da, ce se întâmplă de facto? De facto niște cisterne, așa 10, 20, 30 zilnic, iau apele din fosele septice ale Oroșelului, pentru că este un oraș Chiajna, îl varsă în Dâmbovița și la câteva sute de metri de locul de vărsare, prin cisternele
firmelor de salubrizare din București care preiau acea apă udată cu fecale și spală străzile din București cu ea. Asta se întâmplă, asta știe și Garda de Mediu n-a vrut să intervină, știe și Poliția Română și încă nu au intervenit și primăria se face că nu vede. Și pericolul de la spălatul străzilor e că acea apă amestecată cu praful din oraș se usucă, după aceea urcă în aer și intră în plămânii noștri, nu? Deci e risc de contaminare și nu doar poluare. Foarte repede din cauza căldurii, roțile mașinilor îi angrenează în atmosferă și noi respirăm. Și cel mai faptul groaznic este că aerul cu densitatea asta de maximă de agenți patogeni este până la 1,2 metri exact înălțimea la care respiră copiii. Și e vreo șansă să îmbunătățim situația, vrea și Alexandru să se includă în discuție, tocmai despre poluare cu apele din Dâmbovița, nu? Bine ai venit, Alex! Salut! Voiam să zic că da, deci copiii respiră și mai rapid decât adulții și atunci ei sunt și într-o zonă în care respiră din un aer mai poluat și respiră și mai rapid. Și ei sunt mai aproape de sol, nu? Mai aproape de praf, de sursa de poluare. Tot praful rămâne în suspensie, mai concentrat, iar eu făcusem un calcul pe datele de la senzorii de poluare din București și era ca și cum fiul meu fumează 5 țigări pe zi, cam asta era echivalentul. Un pachet pe săptămână, mi s-a părut cam mult și m-am gândit să mă mut. Bun, și ce se întâmplă cu acel infringement care vine de la Comisia Europeană? Va însemna să plătim amenzi noi, contribuabile la bugetul public, pentru că autoritățile n-au știut să oprească poluarea asta, nu? Da, într-un fel s-a văzut un mic rezultat din ce am înțeles. Deci la cercul militar era o stație de trafic, da? Deci care trebuia să măsoare poluarea de la mașini. Acea stație de trafic era îngrădită de niște brazi, cei mai falnici brazi de 6 metri. Am înțeles că acum, deci Ministerul Mediului știa de brazii aceia, dar ne chemaseră la discuții să spună să senzorii ăștia independenți care se mai montează să fie montați după anumită metodologie ca să ne sincronizăm. Și de fapt toate stațiile naționale sunt montate în zone inadecvate. Și acum am înțeles că au tăiat brazii la jumate. Deci e un progres. După ce au primit decizia asta de infringement, au tăiat brazii la jumate. Deci datele de la stațiile naționale erau un fel... înregistrau cam 30% din timp unele date. Deci nu poți să te bazezi pe datele alea dacă înregistrezi la 30% din timp, îți trebuie minim 85%. Dar cumva datele erau acceptate de Comisia Europeană atâta timp. Și erau și cum ar fi comparate cu datele independente, erau undeva la, nu știu, 50% din datele reale sau într-un fel filtrate de brăduți, era un fel de reductor de infringement brăduții. Dar uite că până la urmă Comisia Europeană și-a dat seama de treaba asta și oricum se întâmplă foarte multe și Tavi știe cel mai bine că l-a fost chiar la un incendiu de ăsta de deșeuri menajere, adică sunt tot felul de grupuri de interese care fac exact scurtăturile astea sau fac foarte mulți bani din deșeuri, din arderi de deșeuri și din mânărit de genul ăsta pe sănătatea noastră. Și sunt foarte mulți oameni afectați. București are 4 milioane de oameni, a cărui centură conține numai industria de asta greu poluatoare și ceturile în sine care sunt au ieșit din parametrii de mult și sunt în plan să fie recondiționate, dar mereu se amână. Acum a trebuit decembrie 2019. A fost mutat pentru septembrie 2020. Cu COVID-ul nu cred că o să mai fie reparate. Deși iarna asta o să respirăm păcura arsă, care este foarte, foarte dăunătoare. Tocmai vreau să vă întreb pe voi doi despre poluatori industriali. Normal ar trebui poluatorul să plătească. Ce ne puteți spune despre treaba asta? Se întâmplă real acest lucru sau se încearcă, așa cum ai dat de înțeles, tot felul de subterfugii ca poluatorul să nu plătească sau să primească doar o amendă simbolică? Păi, vrei tu, Tavi, să începi sau? Eu am mers și cu echipa Senatului, de fapt echipa de anchetă a Senatului la cei mai mari poluatori
pe care îi consider gropile de gunoi. Forma a mers independent la ce înseamnă industria mare, a mers și cu Greenpeace înainte și ce pot să vă spun este că poluatorii mari din zona Bucureștiului nu au sisteme care să reliefeze exact gradul de poluare, adică iau niște procese în care au vârfuri de poluare, ori în momentul în care au un vârf de poluare opresc măsurarea poluării pentru că legislația le permite, pentru că au anumite reglaje tehnice ale instalațiilor. Și atunci când știu că au o poluare foarte puternică, închid aparatele, când revin la poluare medie sau minimă, dau drumul la aparate și livrează date. Nu există date permanente pe care Agenția de Protecție a Mediului să le primească de la poluatori. Și asta este o cârdășie, din punctul meu de vedere, făcută între mari poluatori care ori sunt ținuți în viață pentru că sunt alte interese, de exemplu la ceturi e în interes să se consume păcura când ceturile trebuiau retehnologizate, pentru că există niște firme care fac intermediere acolo, la alții poluatori mari din industrie care au mai rămas pe marginea Bucureștiului, cum ar fi societățile care incinerează deșeuri în mod legal. Iarăși, avem două tipuri de activități, o activitate normală și o activitate care nu se regăsește în documente, este vizibilă, este măsurabilă, este poluarea generată de acolo este și ea măsurabilă, dar autoritățile nu vor să intervină. Nu ai cum să ai poluări maxime istorice în București, sâmbătă spre duminică noaptea la ora 1, duminică spre luni, iar în momente de trafic maxim, să zicem la 6 după amiaza, între 4 și 6 după amiaza, să nu ajungi măcar la un sfert din nivelul de poluare de sâmbătă noaptea. E clar și din investigațiile pe care le-am avut și discuțiile cu acești poluatori, e vorba de un business de peste 2 miliarde de euro, bani negri, business care înseamnă incinerare și depozitare ilegală de deșeuri în București, în zona Bucureștiului. Aici aș vrea să vin, aici aș vrea eu să vin scurt cu o completare. Colegii noștri verzi din Sebeș au un senzor acolo independent luat de ei și au făcut diferite măsurători. Asta pe lângă și bineînțeles că au început să apară diferențe și aceleași lucruri se întâmplă și la Sebeș cu acei doi mari poluatori de acolo care procesează tot felul de bușteni și așa mai departe. Știți povestea de la Sebeș și mai este încă o chestie care este bine de știut. Acum 2-3 luni de zile s-a făcut o dezbatere publică în care primăria locală, primarul de acolo împreună cu Cronospan, Cronochem, ceva de genul ăsta, au mimat de fapt o dezbatere publică. Colegii de acolo au dat judecată primăria, fiindcă folosindu-se de COVID, de problema aceasta cu COVID, oamenii nu au venit la dezbatere cum ar fi fost într-o condiție normală. Ca atare, acești poluatori se folosesc de această perioadă de COVID să polueze mai departe, bine mersi, cu cârdășii autorităților. Și noi, exact, așa. Noi cetățenii ce putem face? Doar să ne gândim la alegeri, să alegem alți guvernanți sau să ne implicăm în ONG-uri, să facem proteste sau să mergem la lacul Mori să strângem deșeurile de pe malul apei. Adică, sau să strângem măcar după noi când ieșim la picnic, la pădure, în malul lacului. Foarte. Ce putem să facem noi cetățenii? Noi cetățenii trebuie să facem ceva. Asta am văzut eu când am început să mă implic. Că orice mic pas contează și când cineva începe o direcție, se alătură și alți oameni care simt și ei că nu mai pot. De exemplu, în sectorul 1 sunt 500.000 de oameni afectați, cărora le miroase în fiecare zi. Și eu sunt surprins că noi am reușit în comuna Berceni, la groapa de gunoi Vidra, care e un munte de gunoi, cam de înălțime, nu știu ce înălțime are, ca un jumătate de bloc, deci 5-6 etaje. Și au autorizație să mai facă încă 2 munți de gunoi, deci o comunitate de acolo de 30-40.000 de oameni maxim au reușit să strângă niște mii de euro să iau un senzor ăsta cu hidrogen sulfurat și dioxid de sulf, care să monitorizeze permanent, exact ce zicea și Tavi, că sistemele
proprii ale poluatorilor nu monitorizează permanent. Probabil ei au 85% din timp trebuie să măsoare și exact când e vârful de poluare opresc. Noi am făcut niște sesizări, de exemplu, la Vidra, la Garda de Mediu. Și ei ne-au zis că nu sunt probleme, au găsit doar o singură dată într-un colțișor 0,11 micrograme. Limita legală este 0,08. Și senzorul acela pe care l-am instalat noi, din prima zi a măsurat între 30 și 400 de micrograme de hidrogen sulfurat, foarte toxic, gaz coroziv, da? Și am început după aia discuțiile că ei ziceau, exact când au văzut că noi începem să facem mișcările astea, au zis că ei, acolo este zona ecologică Vidra, și ei au certificat TUV de management al calității proceselor pentru mediu. Și eu le-am scris celor de la TUV și i-am întrebat, uitați, noi avem niște date care ar indica că nu este chiar un proces prietenos cu mediu. Cum ați putut să vă lăsați numele să fie folosit de acești mari poluatori care, cum ar fi, spală imaginea sub egida dumneavoastră? Și ei mi-au zis, nu, că uite, noi primim date de la ei mereu că totul e ok. Și zic că, bă, uite, și autoritățile au zis că totuși într-o zi n-a fost ok, dar puteți să monitorizați mai des? Și apoi ei au zis, ok, o să facem un audit. S-au întors cu un răspuns spunând că cei de la Vidra au venit cu 6 analize, de la 6 laboratoare separate, spunând că totul este ok. Da? Sau reautorizarea lor era făcut pe un studiu, făcut tot o firmă, teoretic, deci nu măsurasele nimic, doar estimau că ok, sunt X tone de gunoi și emană X tone de gaz și totul e ok. Niciodată când bate vântul oricum nu e nicio problemă. Și oamenii de acolo știu că e o problemă și au pus bani să arate date reale că e o problemă. Și dar a fost o reformulare a întrebării acum pentru Octavian, care cum necum e ales al poporului, din nou candidează, s-ar putea să ajungă din nou în funcții publice. Statul, dacă ar vrea să oprească asta, are instrumente, are cadrul legal să intervină, dacă n-ar fi corupție? Da, dacă n-ar fi corupție, ar funcționa lucrurile foarte bine. Ce se întâmplă de fapt? Ca să bați palma cu marii poluatori, înseamnă că ți asumi și o răspundere și răspunderea pe care și-au asumat-o guvernele până acum a fost de a nu dota gărzile de mediu și APM-urile, agențiile pentru protecția mediului, cu ustensile, cu aparate, tool-uri cu care să măsoare în teren aerul. Și asta au făcut. Au plătit salarii foarte mici astfel încât comisarii gărzii de mediu să fie ușor coruptibili. Au pus în fruntea comisariatelor regionale ale gărzii de mediu oameni corupți. Nu au dotat. Noi le cerem comisarilor de mediu să meargă în teren, dar nu pot să constate, să măsoare, să întocmească acte doar pe ce văd și ce simt. Ne trebuie niște aparate și ca să determine surse de poluare am nevoie de niște aparate, nu extraordinar de performante, dar niște aparate prin care să măsoare, să genereze triangulații și să vadă de unde vine poluarea. Și au nevoie și de câteva drone și aparate de termodetecție instalate pe drone, astfel încât să vadă care sunt focarele respective, pentru că există o diferență de temperatură. Mai mult, ministrul mediului m-a sunat în câteva episoade din acesta și m-a întrebat ce e de făcut. I-am explicat clar care sunt investițiile pe care trebuie să le facă, ce trebuie să dispună, din experiență practică în teren, și nu s-a întâmplat nimic. Din păcate, vedem că în continuare partea asta de decident politic a bătut palma sau bate palma cu mari poluatori. De la chestii de bun simț, adică să trimiți garda de mediu neanunțată la un poluator. De ce trebuie neapărat să anunți pe aia cu 3 zile înainte că tu vei veni să-i controlezi? Și bineînțeles că poluatorul sistează activitatea. Și dacă decidenții ăștia nu locuiesc și ei în același oraș, nu au de suferit și ei și copiii și bătrânii lor din cauza poluării, cum așa își sapă groapa singuri? Nu locuiesc în același oraș cu noi mulți dintre decidenți. Unii locuiesc în voluntari, alții la Iași, alții în afara Bucureștiului. Cei care au făcut presiuni de obicei sunt din afara Bucureștiului. Decidenții presiuni. Exact. Decidenții care au făcut presiuni să nu se modifice nimic. Tot ca și completare, dacă îmi dai voie, Octavian și Alex, mi se pare același pattern, același model ca și problema cu pădurile, de care că cele două probleme oarecum sunt complementare, nu se exclud, că dacă nu sunt pomii, clar că nu putem să avem o
o curățenie naturală a aerului. Exact pe același model s-a folosit acest ministru și pe problema pădurilor. Practic și-a bătut joc de asociațiile civice, de cetățeni, că asta e cel mai dureros, cât și de programului politic. Și continuă, din păcate, să ne minte pe față. Eu, unul ca și activist civic, mai rar în ultima vreme, dar sunt foarte decepționat de acest Și eu ministru. am fost dezamăgit pentru că a fost o idee bună. Am fost chemați acolo ca și asociații sau ca oameni care au pus senzori de ăștia independenți să discutăm cu ministrul mediului, domnul Costel Alexe. Și am văzut foarte mult entuziasm în partea lui să colaborăm, chiar că era un pic de rezistență din partea celor de la Garda de Mediu și de la ANPM. Dar se părea că direcția lui e bună de a colabora. Și apoi când am văzut un live pe Facebook când a fost în comuna Vidra și în loc să filmeze muntele de gunoi să știe toată lumea ce cât un tir pe minut de gunoi produce Bucureștiu acolo la groapa de gunoi care apoi ne poluează și îmbolnăvește foarte mulți oameni, a filmat două, trei persoane care ardeau cauciucuri ca să ia filul din ele, cu muntele de gunoi în spate. Deci cam asta e nivelul politic din România, din păcate. Și aerul e singurul din care respirăm 11.000 de litri pe zi. Mâncarea, poți să mănânci ceva mai bun, un caviar, nu știu, dacă ai bani, ai făcut bani din corupție, apă sau, nu știu, băuturi, poți să bei Moet sau să bei Evian, dar aerul e același pentru toți. Ok, poți să ai purificator în casă, dar când ieși afară, e același aer. Și copiii lor respiră același aer. Nu înțeleg cum poate să-i lase sau cum poluatorii ăia. Eu când mă duc la groapa de gunoi, văd niște copii acolo unde am instalat senzorul și mă gândesc mereu la ei, că ei stau acolo într-un aer toxic și cei care ar trebui să aibă grijă de ei, de la, nu știu, primar până la ministrul mediului sau chiar și președinte, guvern, toate aceste puteri nu veghează asupra lor, ci mimează un dans, l-au verificat, în acte totul e ok. Oricum ar bătea vântul, studii tipărite, nu știu, sunt salvate acolo undeva, le tipăresc în fiecare an, nu-mi dau seama de unde vin Am dat analizele alea, e de la finale culoare foarte mare. cu bătutul vântului, oricum ar bătea vântul. Bucureștiul are nevoie de o centură verde, asta e clar, de spații verzi mari în jurul Bucureștiului. Dar există, ca să faci centura asta verde și să aerisești Bucureștiul și cumva să-l ții departe de poluare, trebuie să creezi niște culoare, că nu pui centura verde așa oricum, doar în jurul Bucureștiului. Niște culoare de aerisire, culoare verzi cu arbori plantați, pe direcția de predominantă a vântului care circulă prin București. Ori nu s-a întâmplat nimic și fix pe direcția predominantă, de exemplu, nord-est, sud-vest, că frigul vine de la ruși, Negoiță, primarul sectorului 3, a depozitat pe aproape 100 de hectare resturi din excavațiile pe care le-a făcut în București, pe Decebal sau în alte locații. Ori vântul ăla, plin de praf, am văzut prima tornadă de praf din viața mea, nici măcar la mare nu am văzut așa ceva, care ia direcția Bucureștiului instant și e un factor de poluare foarte mare. Deci în loc să ne gestionăm cumva și să scăpăm și de poluarea asta, generând o centură verde și niște culoare verzi care să taie Bucureștiul, noi de fapt l-am izolat, l-am asfixiat pe zona de centură cu depozite ilegale de deșeuri. Și este un factor care ne strică calitatea vieții celor din general. Deci putem Deci să vă dau ce deduce că nu doar apa și aerul sunt foarte poluate în capitală, dar și solurile din împrejurimi, unde adesea agricultorii cresc legume, fructe, pe care le aduc în piețe sau în magazinele din București și ni le vând ca fiind bune, sănătoase. Renunțați la carne, treceți la fructe și legume. Am văzut cum sunt crescute și în sere și pe terenuri deschise. Este un fel de circuitul poluării în natură, dacă îmi dați voie. Da. E ok, v-am spus. Deci, comunicatele de presă arată că acolo e o regiune ecologică și cumva crescătorii din Vidra de legume și fructe țin cu poluatorul ca să nu se strice numele comunei Vidra că e o regiune poluată. Deci, într-un fel, Exact. crescătorii de legume Eu cresc mi-aduc într-un aminte mediu toxic, dar acum doi țin ani. poluatorul ca să nu se arde de numele.
Acum 2 ani, când crescătorii de legume m-au solicitat să intervin pentru că erau niște cisterne de levigat de la groapa Vidra, zeama aia din Bunare, care erau vărsate în Arge și, pe urmă, oamenii își trăgeau apa pentru, pe zona asta de legume și fructe în aval de Argeș, de București, exact din râu, și nu mai putea să suporte mirosul. Deci toată zeama din groapa de gunoi sau o parte din zeama din groapa de gunoi din Vidra, de locul de care spuneai mai devreme, Alex, era vărsat ilegal în Argeș. Și a existat o anchetă cu dosare penale și a și murit exact așa cum s-a și născut ancheta asta la Poliția Română. Dar vreau să mă gândesc că poate există și soluții care nu țin neapărat de politică, ci țin de oameni. Există cumva o simbioză sau, nu știu, poate mi s-a părut mie, momentul în care societatea civilă din București, din România, a reacționat la calitatea aerului și momentul în care Comisia Europeană a început să sancționeze România. Lucrurile astea două au mers împreună, dacă mi-aduc aminte, la începutul anului, chiar dacă procesul se leagă de perioade mai vechi, din 2008-2013, dar, na, s-au mulat, au fost aceleași lucruri, reacția autorităților europene și reacția bucureștenilor vis-a-vis de calitatea lui. Și dacă noi creștem reacția bucureștenilor, cred că și reacția Europei și a guvernanților va crește pe măsură, pentru că nu au încotro. Deci sugerez să ne plângem Comisiei Europene pentru ce ne fac autoritățile. Da, și da. Am o completare, fiindcă se pare că domnul Matei de la Sebeș ne urmărește, nu vorbisem cu el înainte, și-ar dori să intervine, ai putea să-l introduci pe domnul Nicolae Matei de la Sebeș. Doar dacă știi să folosească instrumentul ăsta, Google Meet, îi dau un link. Dă-i, dă-te rog link-ul. De ce? Fiindcă, apropo de societatea civilă, știți că la Sebeș s-a făcut un referendum și acolo totuși problemele persistă. Mai mult decât atât, există, din ce am înțeles din alte discuții cu domnul Matei, probleme de sănătate cu oamenii din jur și nu degeaba. Ar fi interesat să vedem ce spune nu numai niște experți cum sunteți voi, Octavian și Alex de la București, dar și de la un oraș de provincie. Un oraș destul de important, aflat la intersecție de mari drumuri, să zic așa, europene cu ghilimele. Dacă poate să intre domnul Matei, chiar ne-am bucurat, fiindcă chiar suntem pe subiect și am putea afla lucruri interesante în curând. Până atunci putem să continuăm discuția. Da. Eu vreau să încerc scuze anticipat pentru că am timpul limitat și cumva va trebui să mă retrag din această dezbatere. Și ce pot spune în final este că orice ar încerca, orice eschivă ar face politicienii sau ar face guvernul, faptul că avem niște oameni foarte implicați în fiecare zi și mai implicați decât generațiile precedente, îi obligă să ia măsuri. Și oricât de mare ar fi corupția, când populația reacționează în masă, atunci și corupții o lasă mai moale cu actele acestea care ne periclitează viața. Și tot ce pot să spun este că îmi doresc să avem cât mai mulți oameni implicați și care să ducă standardul ăsta al ecologiei mai departe. Câțiva nu putem, e clar, suntem depășiți. Octavian, o întrebare, de fapt, un pic mai lungă. În calitatea ta de consilier, ce ți-ai dori de la clasa politică, pe de-o parte, și ce ți-ai dori de la colaborarea cu societatea civilă? Cum vezi tu acest aspect? Uite, calitatea mea de consilier nu m-a ajutat aproape cu nimic. Astăzi, de exemplu, nici măcar nu fiind o ședință online, președintele comisiei, președintele ședinței nu m-a lăsat să iau cuvântul. Pur și simplu mi-a obturat microfonul când a trebuit să iau cuvântul pe subiectul Apanova. Calitatea de consilier nu mi-aduce absolut niciun avantaj în lupta aceasta. Experiența, în schimb, mi-aduce aproape toate avantajele. Și experiența mea poate să o aibă oricine, nimeni nu
nu va rezolva mai mult, având doar calitatea de consilier, dar neimplicându-se. Și spun asta din, pentru că de 20 de ani mă lupt cu acest sistem. Uneori merge mai bine, alteori merge mai prost, alteori sunt amenințat, alteori, cum am văzut zilele acestea, încerc să fiu șantajat. Noi mergem înainte. Problema este că atâta timp cât nu există mai multe voci care să solicite intervenția autorităților, a gărdii de medii, de exemplu, puterea mea de consilier este egală cu zero. Deci nu pot să zic că am o putere deosebită din calitatea de consilier general. Niciun instrument în plus față de ce poate un cetățean de rând. Protest, petiții, acțiune în judecată și cam atât. Da. Octavian, îți mulțumim tare, tare mult și ești binevenit oricând, fiindcă noi încercăm de fapt în această platformă civico-politică să și... Gabi, nu prea te auzi. Zic că... Trebuie să-l bagi în priză. Exact. Nu că merge, sper să se audă acum. E poluare fonică sau nu știu cum se numește. Exact. Vreau să spun, îi mulțumesc lui Octavian și oricând este binevenit pe platforma noastră politică civică, fiindcă vrem să și educăm și să aducem oameni cu expertiză, așa ca și tine, ca viitorii cetățeni, să zic, activi, indiferent că merg pe parte civică sau unii să aibă datele. Combatanți, eu am mers foarte mult în teren și fac și acțiuni civice. Oleg a tot participat la el. De la plantat o pădure între noi și gropile de gunoi, deci am plantat 5,5 hectare și Oleg a plantat cu mine, l-a strâns deșeurile în diferite colțuri, l-a mers peste cei care deversează deșeuri. Activitatea asta nu are nicio legătură cu activitatea de consilier. Poate face orice cetățean și aduce cele mai mari bonusuri pentru viața cetățeanului din urmă. Mulțumesc mult! Și e minunat că astfel de exemple încurajează pe alți cetățeni întâi să conștientizeze problema mediului și a nevoii proprii de a avea aer, apă, sol curat sau nu foarte poluat măcar, și după aceea dă idei celor care se implică politic ca să soluționeze pe mult timp, statornic, stabil problemele astea cu niște soluții care poate nu trebuie inventate, poate trebuie aduse din țările unde s-au aplicat și au avut rezultate. Mulțumim, Octavian. Da. Văd că și colegul nostru, Alexandru, a plecat din emisiune, iar celălalt coleg al nostru... Eu tocmai am văzut o invenție românească, laboratorul respectiv e la 2,5 km de mine, e la Gara de Nord, și acolo niște români foarte, foarte deștepți au inventat un tun de microwave, de microunde, care pur și simplu dezintegrează gazele poluante și alte particule emanate în cadrul arderilor și descompunerilor termice. Și nimeni din România nu vrea să monteze astfel de tunuri la capătul instalațiilor de ardere ca să purifice aerul care iese pe coș în final, dar cei din afară sunt foarte interesați de invenție. Asta este paradoxul din România. Oricum trebuie să ne gândim să poluăm mai puțin decât la soluții magice, tehnice care să adune plasticul în locul nostru sau să-l dizolve, nu? Sau să purifice aerul, apa. Mai bine să încercăm să poluăm mai puțin. E de discutat despre asta și cred că e cel mai important să începem discuțiile. Gabriel, dacă colegul nostru Alexandru a ieșit și dacă celălalt coleg al nostru de la Sebeș n-a putut să intre, poate că n-are rost să continuăm și să încheiem emisiunea aici. Despre poluare să vorbim pe scurt, așa, laconic. Ce, domnul Matei spune că să-i trimitem linkul de conectare. Eu îl am trimis, poate are mai multe conturi, eu îl am trimis pe Messenger. Da, păi hai să vedem. Domnul Matei, intrați cumva pe Messenger și apăsați acolo, este pe Google. Pentru că nu suntem prieteni, el poate n-a văzut niciodată mesajele de la mine, n-am avut nicio conversație până acum. Eventual aș putea să-l sun pe Messenger dacă răspunde, dar dacă nu mi-a răspuns la mesaj, e foarte puțin probabil. Poate are mai multe conturi, eu l-am trimis pe Messenger.
Eu am copiat acum și îi trimit în mesajul lui. Dacă aveți o Și legătură verificată. da, hai să vedem dacă merge. Acum am rămas chiar singur. Asta e situația. Am pedalat în fiecare weekend în afara Bucureștilor și odată v-am zis, am inspectat albia râului Dâmbovița, despre care niște oameni de la Apa Nova mi-au spus că e principala sursă de apă a capitalei. Nu știu ce știe domnul Berceanu, consilier local, zice că din Argeș ar fi. Acela, da, mi-a spus că Argeș ar fi a doua sursă, dar de acolo, din Dâmbovița, ci că vine cea mai multă apă. Nu știu la mine aici, în drumul taberei, de unde anume vine. Apa pare curățică, dar e adevărat, o mai trec întâi și eu printr-un filtru de casă. Nu știu cât filtrează. Dar știm că nu e tocmai curată, nu e tocmai sănătoasă. Ce vești ai, Gabi? Da, am trimis la domnul Matei că... Da, da, iată că intră. Wow! Deci facem a doua parte a emisiunii cu al treilea invitat. Nu știu unde a dispărut Alex. Salutare, ne bucurăm că sunteți cu noi. Sper că și microfonul aveți pornit. Da, s-aud zgomote. Da, e bine. Bună ziua! Bună, domnul Matei, da, bună! Da, auzim, dar n-astupați microfonul. Așa. Salut pe toți participanții. Îmi pare rău că nu mai este și colegul cel cu barbă, n-am reținut exact. Octavian Berceanu, consilier municipal din București. Da. Da. Eu am vrut să intervin pentru că voiam să-i dau dreptate parțial vis-a-vis de neparticiparea cetățenilor, a societății civile. Același lucru mi s-a întâmplat și mie la Sebeș, când eu le spun structuri mafiote, primăriile care se complică cu multinaționalele acestea care poluează la noi, sunt doi mari poluatori. Eu chiar sunt în judecată cu primăria care a organizat un simulacru de dezbatere publică pe mediu, strategia de mediu pe următorii ani, care o poate folosi procedural orice poluator pentru a obține autorizația de... Vorbim despre 10 ani de zile pentru Cronospan sau Cronochem sau amândouă? Sau Eger? Deci orice poluator. În orice cazul poluator. Față Cronochemul, care produce formă aldehidă, sau Cronospanul, care produce alte tipuri de poluare, n-aș vrea să le PM10 și așa mai departe. Dar iar mai avea dreptate în ceva, că clasa politică este coruptă. Coruptă până în măduva oaselor și din punctul meu de vedere, ceea ce se vede într-un orășel mic, dar cu multinaționale. Atenție, eu nu sunt împotriva multinaționalelor, să vină cât de multe, dar pe mine să nu mă gazeze, să nu-mi ia oxigenul, să nu mă polueze, să duc o viață sănătoasă. Mai mult de atât, tot din punctul meu de vedere, ce am sesizat după o anumită experiență de viață, este că legislația, tot la politica, nu este făcută la limite inferioare de poluare, ci s-a lăsat o larghețe și virgule, punct și virgule în legislație să poată lovi. Bună, mai mult de atât, societatea civilă, din anumite motive mărunte, care le spun eu de nici n-are rost să discutăm de verticalitate. Eu am fost în situația să mă lupt cu o structură ca primăria, unde primarul, pedelist, penelist, ce naiba o fi, nu contează, dar să te lupți pentru binele unei comunități și în același timp cetățenii să stea, cum să zic, pasivi, ba mai mult de atât, pe unii îi irită. Stai mă, de ce o faci tu? Poate vrei să ai un avantaj politic. Eu la 56 de ani am intrat în vers și cam atâta va fi. Deci este vorba de, din punctul meu de vedere, și bine a sesizat și domnul, și de atitudinea noastră. Mai mult de atât, domnul Gabriel Ursescu poate să spună, se făceau așa zise sau s-au făcut de 10, 12, 14 ani proteste, acțiuni bune, s-adunau semnături. Vă dați seama, conducătorii acelor proteste, acelor acțiuni așa zis civice, că sună foarte frumos, adunau semnături, făceau. Unde au ajuns acele semnături? Vreau să vă spun, când am avut referendumul pentru monitorizarea aerului, până la urmă am achiziționat
achiziționat o stație separată de APM. Comisia Europeană habar n-avea de acestea. Deci undeva acei așa zis conducători, nu știu ce făceau. Eu îi întrebam, bă, dar ce ați făcut cu... Că a striga, face pâine și circ, bă, e cel mai ușor să faci. Dar acțiuni concrete. Acum eu, cum să zic, dar să mergi la Bruxelles să vezi, să mergi la... Chiar pe domnul Thomas, fostul europarlamentar de la Comisia de Mediu, când l-am adus la Sebeș, înaintea referendumului pe poluare, a rămas stupefiat spunându-le la ONG, domnule, dar de, pe noi, de ce nu ne-a anunțat la Parlamentul European? Și a început să dea din colț în colț, așa zici, cunoscuți aici, ca mari luptători împotriva poluării. Deci omul mascat se vinde. Da. Ce, cum să zic, este rușinos. Acum am simțit-o pe pielea mea, umblând casă de avocatură în București, luptă-te cu ei, a treia înfățișare, și totuși populația care ar fi trebuit să fie, nu știu, 20, 30, 50, 70 de oameni. În schimb se duc la prostreste, se filmează, se fac gălăgie. De la gălăgie nu mai este niciun pas încolo. Păi ce-am făcut? Exact. Domnul Matei, vreau să completez că este vorba de fostul europarlamentar Thomas Weitz, care cunoaște și problema la generala pădurilor și a poluării. Exact. Și noi ținem legătura cu verzii europeni, inclusiv prin intermediul lui din când în când. Domnul Matei, explicați-mi care a fost atmosfera înainte de referendum. Înainte de referendum, ce atmosfera era în Sebeș? Își doreau doar verbal ca acest referendum să reușească? Și de ce a fost un eșec, ca să tragem niște concluzii pe viitor? Să vedem ce putem face mai bine. Să știți, pe surse, vă dau un exemplu și fiecare dintre ascultători care cu minima logică, nu se trebuie un IQ foarte mare. Faceți nu trebuie matematică, numai o simplă aritmetică. La orice alegere ar fi, cele două partide, PSD și PNL, scot cam 40% din vot, din oameni la vot. A fost referendum, ca să se valideze referendumul, trebuia 30%. Din informațiile mele, pe față spuneau că să se facă referendumul, iar în spate le spunea să nu meargă la referendum, să nu iasă. Când am aflat aceste informații din banii mei și ai familiei, am făcut afișe care le pot și da, și am pus atât de nervos, am spus către cetățeni, am făcut, cum să zic eu, aproape m-am pus în genunchi și le-am spus, nu vă luați după structuri de tip mafioț, votați cum vă dictează conștiința. Credeți că n-a ieșit, nu s-a făcut vorumul de 30% să treacă referendumul? Explicați-mi cum. Deci pentru sănătatea lor, oamenii de aici nu s-a făcut vorul. Dar precizați, vă rog. Este trist, dar adevărat suntem... Noi am mai vorbit. Spuneți-mi, fiindcă noi acum ne aflăm oarecum în acea situație, că deja în acest an se aude despre un referendum pe corupție și fac legătura cu referendumul de acolo, cum a acționat presa locală vis-a-vis de acest referendum și politicienii care drămuiau partea urbei. Adică avem ceva de învățat de aici. Da, mulțumesc de întrebare. Ce se întâmplă? Este trist. Este foarte trist. Oameni din presă sunt plătiți de către aceste mari, acești coloși, care... E greu să te lupți cu ei de unul singur, de doi, de trei, care lucrează nu cu zeci de milioane de euro, dolari sau ce lucrează, lucrează cu sute de milioane, lucrează la nivel mondial. Iar din presă, și cât de curând o să le dau numele, sunt angajați undercover, pe consultanță, pe nu știu ce, că de-aia nu apare în presă. Mai mult de atât, sunt foarte mulți care neamurile lor sunt angajate în sistemul bugetar. Dar eu ce am pățit, o să vă spun cu date certe și cuantificabile, cum zic economiștii, presă plătită de multinațională. Soția, jurist în primărie. Eu mă lupt cu primăria. Cine credeți că reprezintă instituția primăriei? Soția celui plătit de poluator.
Deci sunt niște combinații, de aia eu și vreau să mă dea în judecată sau să mă cerceteze, nu știu, DNA, PNA, cine o fi, că îi fac structuri mafiote. Eu nu numai odată am spus, primăria, curtea de conturi, prefectura și alt, inclusiv, că o să dau nume de judecător, sunt organizat în structuri de tip mafiot. Acest lucru l-am preluat de la Cataram odată și m-am gândit, bă, dar să știi că ăsta are dreptate. Da, este trist, este, eu atât de revoltat și când a spus domnul că clasa politică, dar ele trebuie cuplate, clasa politică să se schimbe, este aproape enorm de greu. Dar nu e posibil. Pentru asta lupt și eu. Am o nepoată de 5 ani, nu vreau să mai respire, nu știu ce combinații de ale lor chimice, că nici nu mai știi ce se întâmplă. Vă mai dau un exemplu. Am luat autolaboratorul gestionat, eu sunt consilier președinte Comisiei Economice. Mai mult de atât, de când e COVID-ul am interdicție de a intra în primărie. Și după mine și el alți consilieri. Motivându-se faptul că se protejează, au pus un cort afară și nu mai avem voie să intrăm în primărie. Mai mult de atât, la Sebeș, nu știu în altă parte, aceste structuri, primarul ăsta care face parte din, cum spun eu, structură, fac ședințele de Consiliul Local și fiți atenți, pe mail, încălcând flagrant legea, fără dezbatere, că acum tehnica îți permite, cum vorbim noi pe video, nu poți să faci dezbatere, nu poți să... sunt cazuri care își duc 5-6 consilieri laptopul acolo și votează. Deci s-a ajuns într-un, cu situația asta de pandemie, de situație de urgență, de alertă, pot să facă ce vor ei. Nu dau explicații nimănui. Ba mai mult de atât și mi-asum că ceea ce asta rămâne înregistrată. Fac afirmații care, pe cuvântul meu, te cutremură. Știți ce spun? Judecătorul ăla, și o să dau cu nume și prenume, că mi-asum, judecătorul ăla, procurorul ăla, ce poate să facă? N-are și ăla nevastă, n-are și ăla copii, n-are și ăla verișoare, n-are și ăla neamuri angajate în sistemul bugetar. Și uitându-mă, bă, să știi că au dreptate. Da. Deci trăim într-o țară Domnul Matei. Super coruptă. Da. Dar Matei. Problema până la urmă, cum îmi spunea mie cineva, că e greu să-i schimb pe ăștia. Nu am eu cum să-i schimb și nu este greu. Ticălos sunteți voi care nu mergeți la vot. Voi ați adus țara în situația asta. Nu ăștia, că ăștia nu puteau face decât că le s-a dat voie nemergând la vot. Că ăia care sunt PNL-ul 20%, PSD-ul 30%, dar ăștelalți, dacă ar veni la vot, uite, ar vota verzi, ar mai vota, știu eu, independent, s-ar face un echilibru. Dar pasivitatea ne va duce la cum să zic, la Auschwitz. Domnul Matei, că sunt foarte revoltat. Domnul Matei, noi vorbisem despre incidența bolilor respiratorii în zonă și chiar despre incidența cancerigenă. Ce ne puteți spune? Aveți asemenea date? Am volume întregi care se pot demonstra nocivitatea acestor poluatori care, repet, e bine că se creează servicii, se creează locuri de muncă. Dar, frate, fă ca în Austria, nu-l lăsa, că ăla, dacă nu taie pădurile acolo, taie aici. Mai mult de atât, Orban ne spune, stai că nu ducem noi buștenii dincolo, vin buștenii în România. Ați văzut că am rămas perplex când am văzut la televizor. Da? Deci, eu, dacă vreți, la emisiunea următoare, pentru că nu pot să dau nici un 0-1 abatere, suntem într-o situație foarte, foarte gravă din cauza acestor emisii cu boli cancerigene grave și nu numai blou, de pământ, de... Poate, domnul Matei, poate ne ajutați cu un medic specialist din zonă. Bineînțeles, unul curajos, fiindcă și aici este o problemă. Din spatele tastaturii sunt mulți români foarte viteji, dar atunci când este vorba să iasă în față, să facă un pas în spate, este mai greu. Credeți că ne-ați putea ajuta cu un asemenea? Să știți, 99% aveți perfectă dreptate. Oamenii particulari vorbesc și sunt de acord cu mine, cu haiducia, să zic, și cu ceea ce zic eu, dar nu vor să iasă, știi, că nu știu ce, că nu vreau să mă bag, că nu știu cum, că... Dar, pe datele certe, mi le asum eu, îi pun o mască verde pe față, și mi-asum datele și le aduc în emisiune.
chiar avem foarte mulți prieteni, doctori, doctorițe care sunt în asentimentul meu. Dar vedeți dumneavoastră, ei lucrează în sistemul bugetar. Da, da. Nu credeți că avem o astfel de clasă politică pentru că așa e materialul din care ies aleșii poporului, că așa e nația care votează și care contribuie la bugetul de stat, dispusă să tolereze corupția, dispusă să tolereze incompetența, ar trebui să începem să ne schimbăm noi cetățenii, să încercăm să schimbăm pe cei de alături de noi, măcar generația următoare să se comporte altfel, normal, când vede un abuz, când vede o ilegalitate, când vede o sursă de poluare care îl afectează și pe el, și pe vecinii, și pe rudele, și pe urmașii lui. Ai sesizat foarte bine și sunt perfect de acord. Nu trebuie mult. Nu trebuie aproape foarte, foarte puțin. Curaj să ieși în față. Punct. Că dacă ieși în față și ai curajul, se schimbă. Dar aici ne lipsește. Nu trebuie să ne schimbăm, să se schimbe omul. Omul să aibă curaj să iasă, că sunt foarte, foarte mulți oameni curați, oameni care își văd de treabă, dar nu au curajul să iasă în față. Din diverse motive, cum vi le-am spus. Soțul, soția, vărul, verișoara lucrează. Nu, sunt tot felul. Deci nu este acea... Da, ce ați spus acum, că vreau să vă întreb de sfaturi, fiindcă dumneavoastră sunteți consilier acolo și vreau să spuneți ce sfaturi și de fapt deja și dat, v-ați referit la curaj, ce sfaturi ați da viitorilor consilieri și sperăm noi primari, oricare ar fi din partidele noi, dar în special de la Verzi, bineînțeles, ce sfaturi le-ați da? Să fac un audit pe diferite probleme în localitatea respectivă. Care ar fi câteva sfaturi? Deci, dacă îmi dați voi înainte de a începe cu sfaturile. Din 2016, de când am intrat prima dată și una din condițiile ca să le dau majoritatea la unii, a fost să se facă un audit extern. Vreau să vă spun, s-a votat, dar cu șmecherie. Pe urmă, prefectura a anulat hotărârea de consiliu și nu s-a putut face auditul. Pe poluare, pe anumite aspecte, pe cheltuirea banului public, pe transparența și am făcut al doilea proiect. Nu l-au mai votat al doilea proiect. Consilierii, deci oameni care trăiesc în Sebeș. Deși ei, ăia 19, trăiesc în Sebeș. Nu au votat. Am făcut proiect ca la primăria Sebeș, dau un exemplu, să nu se mai achiziționeze, având în vedere că noi suntem într-o situație mai delicată. Holți Industrii, poate mulți sunt în acea situație. Cronospan, Cronochem și alți poluatori, nu numai ăștia, mai sunt și alții, ăștia le dă lumea. Repet, eu nu am nimic cu nicio multinațională. Să le dea Dumnezeu cel mai mare profit din lume, dar să mă polueze zero. Adică să nu mă polueze. Da? Deci este atât de trist ceea ce se întâmplă. Am făcut proiect să nu se mai polueze în sensul că să se achiziționeze numai la primărie, numai mașini hibrid și electrice. Mai ales că statul te ajută 10.000 de euro la mașinile electrice. Vreau să zic că au votat de frică că e zona poluării, iar primarul n-a dus la îndeplinire. Am făcut proiect ca în loc de să se racordeze la rețeaua electrică, la presemnalizările, la trecere de pieton, să se pune semnalizatoare cu panouri solare. Deci nu mai depinzi de nimic, mai ales ăla era mobil, îl duci și dacă ai o lucrare. Vreau să zic, nici ăla nu s-a dus la îndeplinire. Exact. Apropo ce sfaturi le dau eu lor, de asta zic, întâi să vă spun cu ce te confrunți, pentru că n-au nicio frică. Aceste lucruri ne duce la îndeplinire. Ad literam și fără echivoc ca unei hotărâri de Consiliu, este o ilegalitate. Dar nu contează că ei își rezolvă, așa zic ei. Trebuie să-i dai la DNA, DNA-ul întârzie, să le faci plângere penală. E o adevărată tevatură. Am făcut proiect, dumneavoastră știți, domnul sau ceilalți care ascultă, i-am și spus așa generic, oxigen pentru Sebeș, pentru Alba, dacă ai grijă de natură, natura are grijă de tine. Am primit sponsorizare, 10.000 de arbori au refuzat donația. Vă dați seama unde s-a ajuns. Parcă ăștia sunt plătiți să ne să vină la urmă. Sfatul meu este unul singur. Alianța, cum a zis dumneavoastră, domnul Gabriel,
alianța partidelor noi sau oamenilor care intră acum în politică, o alianță pentru binele românilor. Eu zic alianță pentru Sebeș, alianță pentru Alba, alianță pentru București. Să intre oamenii ăștia care n-au făcut, care n-au făcut administrație publică și s-au contaminat. Eu vreau să pun o doamnă la Alba să candideze și încerc să o conving și îmi spune, se potrivește profilului. Eu am făcut și sport de tip somatic pe post, profilului, între cam la 40 de ani, căsătorită, doi copii. Și știți ce argumentare? Nu mă pricep la administrare publică. Păi, doamna, asta ne interesează, să nu ai contact, să nu fii contaminată cu aia, să venim cu ceva nou. E foarte, foarte greu să convinzi oamenii de valoare să se implice. Toată lumea zice, nu intru în mocirlă, nu intru în mizeria asta politică, nu intru. Deci sfatul meu, este, care îl văd eu acum, este alianța pentru binele românilor, binele României, bine, un aer curat sau cum să-i zică, dar oamenii de bine să se unească, pentru că este o strategie la nivel local, la nivel regional, la nivel național, să se disipeze acești oameni de bine în diferite partide, partidulețe, independenți, să se rupă din voturi care se pierd undeva și vin lor la redistribuire PNL-ului, PSD-ului și afiliaților lor, ăștălalți, pro-România, ALDE, UDMR, și le vin lor. Deci ideea să nu facă partidele mici, cei cu inima, sufletul, cu coloană vertebrală, să nu ajungă la 5%, să facă cumva vreo alianță. Și atunci se găsesc strădători, ca în orice localitate. Uitați, și cred că în toate localitățile, candidează unii, nu știu că nu au șanse, și candidează de primar, candidează de consilier. Ăla rupe 200-300, ăla rupe 100, ăla rupe nu știu ce, și cine a ieșit? Tot ei, tot structurile de tip mafiot. Da. Deci sfatul meu este unul singur, că sunt oameni de bine, pe lângă faptul că cred că 40, 30, 40, 50% dintre românii de bună credință refuză să intre, cum zic ei, în mocirlă, în mizeria politică, cum spune. Eu aș mai da un sfat, toată lumea la vot, și pentru că ne apropiem de final, vreau să fac un anunț. Este în legătură cu emisiunea de vineri. Este o emisiune un pic deosebită, cu o temă deosebită. Este vorba despre traficul de ființe umane și este o temă foarte importantă. Vom avea un expert pe acest domeniu și un alt expert care este membru de la Partidul Verde. Și sperăm să aflăm lucruri nu neapărat interesante, cât adevărate, să vedeți până unde merge în emisiunea de vineri. Sper să nu avem probleme tehnice, să vedeți până unde poate merge prima organizată. Domnul Matei, vă mulțumesc foarte, foarte mult de treaba asta și să promitem cu Oleg că vom avea o emisiune numai pe partea aceasta de poluare. Poate revine și Alex și domnul Berceanu de la București, fiindcă este interesant. De ce? Fiindcă noi avem București pe de-o parte, cât și alți poluatori din orășele mai mici. Și să vedem care sunt diferențele și care sunt problemele comune și să vedem până la urmă ce putem face. Domnul Matei, spuneți o ultimă frază și un îndemn. Românii și România are o singură șansă. Șansa este, Verde este viitorul, Florin Călinescu și alianța pentru binele românilor. Mulțumesc la toată lumea, succes. Vă mulțumesc pentru că m-ați lăsat să spun ceea ce am spus. Chiar numai bine. Mulțumim tuturor pentru participare și cei care au fost la începutul emisiunii și domnului Nicolae Matei acum la final. Îi mulțumesc și lui Gabriel Ursescu pentru co-moderare. Sunt Oleg Brega și vă aștept din nou vineri seară, de asemenea luni, miercuri, de la ora 7. La revedere! Ciao! Numai bine! Sănătate!